Care este cea mai importantă problemă pe care trebuie să o rezolve guvernul Marcel Ciolacu în acest an? Are multe și, în primul rând, acele probleme pentru care are un deadline în PNRR, dacă dorește să primească tranșa a treia anul viitor, nu în acest an. Ar fi trebuit să primim de la Uniunea Europeană tranșa a doua din Planul Național de Redresare și Reziliență de aproape 3 miliarde de euro. Deci tranșa a doua va veni, sunt convins. Avem o problemă cu tranșa a treia, aveți dreptate. Revenind la comunitatea dumneavoastră, ați făcut un bilanț, știm cât s-a investit în ultimii ani în aceste comunități din partea Guvernului Ungariei? Nu știu, întrebați pe Guvernul Ungariei, n-am eu aceste cifre.